O tânără din municipiul Drobeta, Turnu Severin, a fost prinsă ieri, după ce a fost depistată de către Poliția Serviciului de Investigații Criminale. Aceasta avea un mandat de arestare cu executare, fiind căutată de autoritățile judiciare din Germania. Polițiștii și Serviciul de Investigații Criminale au identificat o persoană de sex feminin în vârstă de 31 de ani din Drobeta, Turnu Severin, pe numele căreia autoritățile judiciare din Germania emiseseră mandat de arestare pentru săvârșirea infracțiunilor de furt din societăți comerciale. Persoana în cauză a fost prezentată parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova. Pe numele acesteia a fost emisă o ordonanță de reținere, fiind încarcerată în centrul de reținere și arest preventiv din cadrul IPJ Dolj.